Salutare, prieteni! Cu ce rămânem după acest prim tur de scrutin cel al alegerilor locale și europarlamentare în 9 iunie? Este o întrebare la care vom încerca să răspundem și cu ajutorul invitatului nostru de astăzi, Octavian Bădescu, pe care îl salut și îi mulțumesc încă o dată că este aici alături de noi. Mulțumesc și eu, bună dimineața! Și cu o primă concluzie, dacă calculele colegilor mei din Breazlă sunt corecte, cel puțin 1 miliard de lei au plecat în slujba democrației. Dar este 1 miliard care aș zice că a folosit la ceva. Ce părere aveți? În slujba organizării alegerilor. Da. Nu neapărat în slujba democrației. Că democrația are multiple forme. Sau poate avea multiple forme, poate unele avea. Chiar mult mai bune decât actualul sistem de organizare cu partide politice. Ca să dăm numai un exemplu, dacă oamenii și-ar alege președinții asociațiilor de proprietari, sunt oameni care îi cunosc direct, președinții asociațiilor de proprietari și-ar alege conducerea cartierului, liderii de cartier ar forma Consiliul General al Primăriei Capitalei și dintre ei s-ar alege primarul Capitalei. Tot despre democrație am putea vorbi, ba chiar despre una cu șanse mult mai mari de a fi mai reprezentativă și de a avea rezultate mult mai bune pentru cetățeni. Dar nimeni nu vorbește despre chestiunile astea. Varianta asta, fiindcă da, scoate partidele din joc. Deci iată că democrația, ba chiar ar fi una mult mai directă și mult mai reprezentativă, dacă vreți, din perspectiva cunoașterii. Da. Și mult mai ușor ai avea acces la cel care ocupă pentru un timp o funcție. Ba chiar ei putea spune mai direct. Bineînțeles, ar fi realmente provenit din. Da? Ar fi ales doar de către acei oameni care îl cunosc, într-un fel, permanent, permanent. Da, e o piramidă care funcționează pe bază de încredere și cunoaștere. Da, și pornind de jos. Așa că vine cineva de sus și zice, uite, ăsta e. Ajungem într-o zonă în care, iată că iese primar general, cineva cu jumate din voturi, cineva la care dacă iei propriile sale promisiuni din campania din 2020 și le compari cu rezultatul 4, se va tinde la mulțimea vidă. Deci luați lista, căutați pe Google lista de promisiuni ale domnului Nicușor Dan, da, în 2020. E, ce spune acest lucru despre cei care aleg? Așteptările sunt extrem de scăzute. Deci dacă totuși sau memoria știi... noastră nu e bine antrenată. Nu ne ne reamintește Google. Băi, ce a promis omul ăsta și ce a realizat? Și vezi că între ce a promis și ce a realizat este o distanță extrem de mare. Și totuși îi dai votul. Deci ceva e disfuncțional în actualul sistem. Sau au fost oameni care și partide și organizații care au interzis oamenilor să iasă din casă, care puneau oamenii peste 65 de ani să iasă doar 2 ore din casă. Care da, au scos asta, care da, într-o altă perioadă. Nu, în perioada asta, de după 2020. De după 2020, primarii, reprezentanții cetățenilor nu i-au apărat. Ei au fost doar niște implementatori ai politicii administrației centrale. Deși primarul are 2 dimensiuni. Una este de implementator al unor administrații centrale, dar a doua dimensiune, că e ales de cetățeni, este reprezentantul intereselor cetățenilor care îl aleg. Adică el trebuia să îi apere, trebuia măcar să pună probleme, trebuia să ridice problema, să îi întrebe. Nu, ei au devenit niște jandarmi. Așa e. Care au închis parcurile în primăvara anului 2020 și 2021. Și, deci cu pandemia. cu toate astea 50% din populație a dat credit acestor persoane. E îngrijorător, aș putea spune, sau și dezamăgitor. Da, asta cu siguranță, fiindcă dezamăgirea pentru fiecare e interpretată diferit, dar cu siguranță memoria noastră funcționează. Da, da, asta e situația, dar noi nu avem o formă de guvernare. Nu se numește democrație neapărat, da? Democrația de diverse forme, cum am vorbit, oricum nu e una optimă. Pentru că rezultatele nu sunt în mod normal
dumneavoastră nu mai dați credit cuiva care v-a promis 10 lucruri și a făcut unul. Deci omul normal nu dă, dacă eu vă promit 10 lucruri și fac unul din ele, mai dați credit? Nu prea. Am înțeles, dar la vot, unul din doi a dat credit. Deci, ce arată? De fapt, nu te interesează. Și atunci, care-s criteriile de vot? Sau pur și simplu foarte interesant. De ce votezi? Ce alegi? Deci, omul nu s-a ținut de cuvânt. Bun. Mai e și povestea cu alegi cel mai greu. Cum? Ai 9 oameni. De ceilalți 9 nu știi dacă s-au ținut sau nu. Sau bine, mai știi de Gabriela Firea. Dar unii n-au mai candidat. Mai știi ceva și de Popescu Piedone sau știu? Am înțeles, dar ai avut totuși 9. Da, așa e. Acum în 2018 ai avut 18. Deci treaba cu n-am avut pe cine vota e discutabilă. Ai mereu pe cine vota. Dacă consider că nu ai, poți să candidezi tu. Nu ai candidat tu, asta e oferta. Dar oferta e suficient de largă cât să poți să aplici niște criterii și să faci un clasament. Și dacă a te ține de promisiuni nu intră în criteriile tale, atunci vedeți ce rost mai au programele.